români, vreau să aduc un ultim omagiu celor care și-au dat suprema jertfă în piața Universității din București. Băiatul meu, Ionescu Radu Alexandru și prietenul său, Vlad Dragu, în vârstă de 17 și respectiv 21 de ani, prin un act de curaj netrebuit, s-au așezat în fața tancurilor pentru a le opri din marșul lor împotriva populației care manifesta paștic pentru libertate și democrație, cerând pedepsirea celor care au dus țara de râpă. În prezent, băiatul meu se găsește mort la spitalul de... Hai, mănâncă! Moartea a fost cauzată de tancurile care au plutecat trecând de pe cea... Dar tata când vine? Nu știu. E la spital. Are foarte multă treabă. Da, dar are treabă de 2 zile. Da, așa e, la spital de 2 zile, dar are foarte multă treabă și mai face și gardă dublă. Nu știu să-ți spun când o să vină. A venit tata. Florin. Bună. Bună. Cine? E rău, e plin spitalul, e plin de mamă. Fii atent, m-am gândit să-l luăm pe ăsta micu și să-l ducem la țară. Mă întorc în 2 ore. Hai, Greta, pregătește-te cu mine. Ce faci, bă? Hai, doamnă. Mănânc. Stai jos. Mănânc. Oh, la, la, iată și mie. L-au arestat pe Ceaușescu? Nu, nu. Hai, mănâncă, repede. Nu mai sta. Și după ce l-au arestat, ne luăm și noi Mercedes? Ne luăm și Mercedes și plecăm în lume. Da. Taci din gură, nu mai spune prostii. Hai să te îmbraci, hai să mă grăbim. Ah, iar n-ai mâncat ciorba. Bagă mâna. Să fii cu minte, auzi? Da. Da? Și tu să ai grijă, da? Pa. Ai grijă, da. Nu ieși din casă. Nu ieși din casă, mă întorc cât pot de repede. Bine, hai. Să aveți și voi pa, grijă. Pa. Da, 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 da. Pa! Pa, ai grijă, pa, 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 pa. Stai aici. Să nu te dai jos din mașină. Stai aici, da?